Salutare lume, bine v-am regăsit într-un nou Fish Vlog. Astăzi 22 aprilie, într-o zi foarte frumoasă, din câte ați observat a cam plouat în cursul acestei săptămâni, așa că am decis să vin la pește într-o zi frumoasă. Am venit cu the one and only, the buburuză, cea mai frumoasă și mai simpatică mașinuță. O să vă arăt imediat cu ce pescuiesc, mă refer la nadă, deoarece la bețe avem 3 bătrâne. Și să nu vă vine să credeți, cu Mariana mea, hai că e Mariana, cu Mariana și cu cele două gemene, după cum se observă, și bineînțeles cu două undițe, aquapol se numesc undițele. Nu vreau să vă necăjesc, dar să știți că am prins destul, nu o să îl mai ridic acum că fac gălăgie, o să vedeți la sfârșit. Avem aici nadă preparată, șmecherie, tot, scaun, suporți, avem viermuși. Unii mai sunt buni, ăia mai maronii așa sunt în cocon, deja să se duc pe lumea cealaltă, dar am, îmi ajung azi. Și bineînțeles, celebrele mele râme de la mine din grădină, hai că e de la mine din grădină, dacă e. De fapt, chiar e de la mine din grădină, ia uitați. Știți, nu? V-am arătat în Fish Vlog-ul de data trecută cum să faceți și cum să aveți propria voastră microfermă de râme, ca să zic așa, să le puteți lua de la voi din grădină. Și salteaua de primire, tot ce trebuie. Ok, la Mariana am un fir de 0,35. E firul vechi, adică e un fir pus de acum 2 ani, gen, nu e foarte vechi. Iar pe celelalte am fir de 0,25. Iar astăzi, ca nadă, pentru că încerc și crapul, avem aici peletele de 4 de la Claumar și, bineînțeles, nada de miere aici. Deci aici avem exact ce se vede. Iar aici, ceva foarte bun, foarte ok, avem două nade amestecate. Nada Fishmeal Robin Red și peletele Premium Mix. Deci sunt ce trebuie. Cel mai mult crap am prins cu așa ceva. Și credeți-mă că face senzație, dar trebuie să căutăm peștele, mai ales acum în primăvară, în sezonul rece. Deci voi încerca 3 nade. E chestia că bate vântul, a început să bată vântul foarte tare. O să vedeți câteva capturi frumoase și ce încerc eu astăzi să fac foarte mult și m-ați rugat foarte mulți, neapărat să prind pluta când trage. Mamă, ce bate vântul. Ia uite, 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 uite. De unde e? Uite, 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 uite. Deci, aule, ce valuri. Nu prea pot să văd eu. Aha, hai că am pus mâna pe ăsta. Unde e? Uite aici. Mi se pare că e și pește la ea. Deci asta, mamă, ce valuri. Deci asta vreți voi să vedeți, când trage peștele. Eu o să încerc să prind niște prin planuri, exact așa. Băi, s-a pornit un vânt, fraților, vă rog să mă credeți că s-a pornit un vânt, e rupere de nori, ia uitați. Mamă, și de dimineață nu bătea, o să vă pun eu, deoarece fac această introducere la ora 1 și un sfert, dar eu de la 8 am fost pe baltă, ca să înțeleagă toată lumea mai exact, și am prins câteva părți frumoase în care a tras frumos la plută și pac, direct cu camera. Sper mai încolo să se mai lase vântul să pot să mai fac câteva capturi cu camera. Pun camera jos aici, pac, pac, și filmez pluta când o trage, țam, țam. Am avut activitate chiar foarte, foarte bună la caras. E liniște, mai vine o gălăgie din partea aia, de la unii și de la alții, dar hai să zicem că e ce trebuie. Deși că apa e destul de rece și, după cum ați văzut, ieri a plouat, a tunat, a fulgerat, presiunea s-a dat peste cap. Dar încercăm, dacă suntem pe baltă, încercăm. Prind, nu prind, eu am venit la baltă și o să vă arăt ce prind, clar. Și o să prind, sigur. Hai că e la ea, e la ea, e la ea, e la ea, e la ea. Ăla e, mă. Aha, păi până când, mă? Hai sus, hai. Ăla e. Ați văzut? A vrut să fugă departe. Deci cât e palma mea, se vede. E destul de măricel carasul, e foarte frumos. Pentru că e irezistibil acest tip de pescuit și pentru pescar, iar pentru pești, acest amestec de râmă cu viermuș e, ce să zic, rupere de normă. Ia uite, e la ea, e la ea, e la ea, ăla e, ah, a scăpat.
Uite-l. Uite-l. Ai sus, tată, frumos. Finuț, așa. Deja, sincer să fiu, până acum cred că am prins vreo un kilogram și ceva. Nu cred că o să mai prind la fel de mult ca data trecută, deoarece, după cum se observă, pescuiesc doar cu două undițe. Dar totuși încerc la crap. Ca de fiecare dată, încep cu râmele mele din producția proprie. Ia uitați ce e aici. E rupere, v-am spus că mi-am făcut acasă, vedeți că în vlogurile trecute am filmat cum fac să avem râme, niște viermuși care sunt pe cale de dispariție. Sincer să fiu, sunt bunicei unii, adică să zic așa un 40% mai sunt perfecți. Restul sunt în stare de ebrietate. Ia să vedem, că mi se pare că trage și la cealaltă și o să vă filmez eu drillurile. Ok, eu pun prima oară în cărlig o râmă să stea exact așa cum o vedeți, după care îi atașez un viermuș. Trage la aia, trage la aia, trage la aia, ia-l! Ia uite-l! Hai! Activitate la undiță, că e nemuritoare nada cu aromă de miere. Unii sunt mai mici, alții sunt mai mari. Știți care e problema? În general, trebuie activitate, fraților. Activitate. Ok, hai să o las pe asta, să o termin pe cealaltă. După cum observați, stau cu undițele pe mal pentru că, na, se mișcă. Și am venit pe apă mică. Am trecut de jumătatea bălții. Ok, după ce pun râma, o pun așa în stilul ăsta și mai pun un viermuș aici. Cârligul de 16. Am două cârlige, unul mai sus, unul mai jos, pentru că am mai multe șanse. Indiferent ce vor spune unii și alții, domne, că nu e pescuit sportiv ăsta, mergeți fiecare și pescuiți cum doriți. Cei care comentează, bineînțeles că, na. Dar eu mă adresez aici în special pescarilor normali care vin cu reținere, după cum se observă, că și eu rețin, îmi plătesc partida, e treaba și carcalacul e nemuritor. Ia să vedeți că, ia să mă uit la plută, că mi se pare că s-a, nu, e ok, decât când l-am tras. Bun, cu asta pescuiesc în partea asta, aici, așa. Iar cu cealaltă să-i facem și ei, să vedem ce are aici. Cârligul ăsta arată bine cu viermuș, ăsta e mai nașpa, dar știți ce-i fac? Îi fac așa, na, trebuie să-i dau și râma afară, că e greu, e nașpa. Foarte, foarte multe persoane apreciază foarte mult și chiar m-au rugat. Și Ari, fă mai multe filmulețe la pescuit și să explici, să vorbești, să ne arăți și nouă cum dai. Uitați-vă, fraților, cum dai de prins. Fiți atenți la aia. Ia uite-o, ia uite-o, ia uite-o. Aaa, ce-a scăpat, ești nebun. Mamă. Dai că nu pot să o mai arunc acum, că s-a a trecut peste ăsta. Uitați-vă, vezi? S-a dus cârligul peste așa, peste plută și să vedem aici să fie totul bine. Mamă, dar ce frumos a tras. El am scos din gură, cum se spune. Ia să vedeți cum îl iau eu acum. Foarte mulți nu prind pentru că nu procedează corect cu toate detaliile. În primul rând, nu strică. Uitați cum am eu aici niște nadă. Eu am luat-o pe cea de la Claumar, de miere, pentru că întotdeauna o nadă dulce pește aduce, cum se spune. Am făcut o poezie. Așa că încerc de fiecare dată să profit și să pescuiesc cu ce nadă văd că merge. Știți cum se spune? Așa că, ia uite,
vedeți cum îl luăm din nou. Și am foarte multe prezentări. Pescuiesc cu fir de 0,16. Nu l-am luat pe cel de 0,12. Și ne facem treaba. Ia, să vedem în partea cealaltă. Nu se vede cu această cameră cu care filmez de la piept, cu GoPro-ul. Nu se vede chiar atât de... Uite, uite, uite. Tot la asta vrum. A avut el plăcere la carcalacul ăsta frumos. Ala e. S-a și desfăcut. Vedeți? Tocmai de aceea e bine să folosiți de fiecare dată mincioul. Aha, ia să vedem. Hai. Ei, l-am luat de data asta. Păi până când? Hai că e. Păi hai că e. Păi, nu știu cum să vă spun, dar meseria mea e pescărească. E o meserie foarte frumoasă. Haide, că trebuie să vedeți și pluta. După cum se observă, agățătura, carcalac. La carcalac, hai că e treabă. Pescuit la râmă și viermuși, cu două undițe, frumos. Nu mai multe, că te zăpăcesc mai multe. Așa, cu două e ce trebuie. O să țin camera numai pe această plută, că e mai luminoasă, ca să zic așa. Păi da. Hai că și aici am luat un carașel la bătrâna mea roșie. Da, la caras, la râmă și viermuș se mișcă bine. Ce să zic, se mișcă foarte ok. La crap încă mai așteptăm, dar cu această lansetă dau fără pop-up, fără pufulete, doar la carcalet, normal. Ia uite, opa! E frumos! E frumos! Și e norocos! De ce e norocos? Pentru că m-a ales pe mine. Hai, tată! Perfect, exact ce trebuie. Sus. Așa. Să nu cumva să-l mai scap. Pentru că am mai scăpat, ați văzut? Și trebuie să avem grijă că, da, fiecare pește punctează. Că e mic, că e mare. La noi în fiecare zi e sărbătoare. E ce trebuie. Căricele astea finuțe își fac meseria bine de tot. Da, bine, bine. Ok, eu pun prima oară în cărlig o râmă să stea exact așa cum o vedeți. După care îi atașez un viermuș. Trage la aia, trage la aia, trage la aia, ia-l! Ia uite-l! Hai! E la ea, e la ea, e la ea. Ia să vedem, se vede bine. Așa e mai bine. E la ea, mă, e la ea, mă, uite-o, mă, uite-o, mă. Ăla e, mă. Ăla e, eu dau zoom-ul înapoi. Ca să vedeți și cum îl aduc aici. Hai că e ce trebuie. Perfect. Ăla e. Asta vreau să filmez astăzi. Câteva mișcări de plută, câteva mișcări scenice și cum îi prind pe domnii carași, că mi-a spus foarte mulți. Și Ari, ia bagă tu zoom-ul ăla periculos pe plute, să vedem când se mișcă pluta. Gata, fraților.
Hai că fugi cu ea. Ăla e. Ce să mai aranjez ca fugi cu ea. Haide. După cum ați văzut, fugea foarte repede de la vânt, pluta și ce am zis, hai să dau camera după ea, pentru că așa fac astăzi, vreau să vedeți cum prind eu și pluta cu camera și pește în același moment. M-ați rugat foarte mult și am zis asta fac. Nu e nevoie de degorjor, doar că s-a dus după buza aici în colțul gurii. Ușor, ușor. Perfect. Am activitate frumoasă. Ia uite, bă, mamă! Ce nervoasă e! Mamă, ce nervoasă a fost! Nu știu dacă s-a văzut. Uite, mă, ce caras rău! Ce supărat a fost pe... pe felie. A tras frumos. Se pare că vrea. A avut energie. Și la ce credeți că a tras acest caras? Pentru că eu nu i-am mai pus o râmă, deoarece mă tot zăpăcea. Hai să-i pun o floricică. Ia uite. Vedeți cum face pluta de la valuri. E un pic ciudat, dar... n-avem ce să facem, astea sunt condițiile. Uite-l, mă. Stătea... doar așa, la finețe, trăgea băiatul. Ce zicea? Stai liniștit că nu mă iei tu pe mine. Dar l-am luat până la urmă. Bate vântul, condițiile sunt cam aprige, după cum se observă, dar trebuie să ne facem treaba cu pescuitul și să fim pescari pe orice vreme. Ia uite ce l-a luat pe carcalet. Cam bate vântul și să nu o mai plimbe, trebuie să dau apă mare să stea un pic pe lat. Asta e important. Gata. Ne adaptăm și noi condițiilor. Iar l-am luat. De când îl așteptam. Iar s-a pornit și vântul. Și nu prea e treabă cu vântul ăsta. Se și aude pe filmare, gen. Uite, mă, ce pești frumoși. Frumoși. Pe zonă. Înțeparea a fost perfectă. E ce trebuie. Pentru asta venim. La pescuit. Carcaletul arată... mamă, s-a lăsat vântul și mai tare acum. Până acum s-a mai domolit. De acum... acum a început mai tare. Nu vreau să exagerez, dar e cineva în partea aia. Pescuiește. Băi, frate, pe capătul... deci la jumătatea bălții. Și se aude vorba... se aude când vorbește pe toată balta. Ok. Să împrospătăm aici treaba. Băgăm o râmă, jucăușă, frumos. Și un viermuș, cum se cade. Pac. Deci, dacă folosiți tehnica pe care o folosesc și eu, s-ar putea să aveți foarte mari surprize, deoarece eu am. Văd că la alții nu prea e mișcare cum e la mine, gen. Nu mă laud, dar așa e. E foarte frumos afară. E o zi, ca să zic așa, perfectă pentru pescuit, doar că de dimineață a fost un 5 grade. Ia să vedem.
doar că de dimineață au fost cam 5 grade și na, încă mai aștept câte ori acum? 11:07. Încă mai aștept să se încălzească. După masă cred că o să se încălzească mai bine și atunci prezentările o să înceapă să fie mai rapide și mai dese. Uite, uite, de exemplu, trage la asta. Valul testoase. Uite că l-am prins. Cât mă păcălește, nu vine să cred. Cât mă păcălește valul, am crezut că e la cealaltă, de fapt a tras și la cealaltă, când de fapt a fost la asta. Agățat corespunzător, am venit la caras, l-am rupt pe caras. M-am pus nașpa că bate vântul, bate vântul chiar în față. Dar, na, asta e. Când mă pun pe un loc, încerc să nu mă mai schimb de pe locul ăla și să rămân aici pe locul unde m-am așezat. Bun, rău, de aici trebuie să scot cel mai bine și cel mai mult din această partidă. Deci au fost câțiva care s-au cam plimbat pe baltă. Nu știu dacă se aud, dar unii vorbesc de pe partea aia, haide că se aude până aici. Nu e liniște deloc. Și știți că evit weekendurile, da? Deci totuși ar trebui să fie liniște, dar nu e. Doi pescari, dacă sunt pe baltă și vorbesc amândoi, unul de la 10 metri, celălalt la fel, s-a compromis tot. Adică se strică partida, deoarece nu mai e liniște, nu e. Deci sunt unii, fiți atenți, tocmai acolo, pe malul ăla, și se aude până aici cum vorbește. De fapt, se aude până în capătul bălții. Până în capăt. Uite-o. Uite-l. Ați văzut? Ce voios eu. Ce vrea să facă, mă? Să rupă la undița, mă? Lanseta era, să zic. Vrea să rupă undița? Haide la mine. Ăla e. Mamă, cum lucrează, deci zici că e amortizor pe pernă de aer. Cum lucrează undița? Ia fiți atenți, perfecțiunea întruchipată. Cum lucrează cârligul? Perfect. Înțepare perfectă. Și momeala absolut perfectă. Sunt și cu ochiul drept pe cealaltă, cu ochiul stâng sunt ca cameleon. Cu cel stâng sunt, aia mi-a stricat râma. Trebuie să o schimb iar. Îndrept ochii pe undiță când suntem la pescuit, că așa trebuie ca să avem succes total. Îi bag o râmă producție proprie, frumoasă, roșcată, de vreme, casă. Ia uite ce frumoasă e. Hai că e ce trebuie. Și acum să-i băgăm încă un viermuș finuț, pentru că am observat că așa dă cele mai bune roade. Păi dacă așa merge, de ce să nu dăm într-una? Așa. Adâncimea e setată corespunzător. Am aici una care se tot plimbă de acolo până acolo. Nu pot să o pun să stea pe substrat, deoarece am agățat-o de 2-3 ori, așa că trebuie să am grijă. Dacă nu bătea vântul, aveam foarte, foarte multe prezentări. Oricum, și acum am prezentări, nu vreau să zic că nu, dar oricum, față de începutul bălții unde e apa mai mare, prezentările sunt mai răruțe, dar bate și vântul ăsta și mă păcălește. De vreo 3-4 ori am scos undița din apă. Ia, să vedeți că e la asta. Uite, din gură i-am tras-o, frate. Din dinți. Ia, hai că nu știu dacă se vede, dar o încearcă la cealaltă, ia să vedem. E chestia că bate vântul și plimbă pluta. Eu știu acum ce trebuie să fac să nu mai plimbe, dar dacă o dau mai mare apa, dacă dau apa mai mare, uite, vezi, nu e treabă. Se agață, agață acolo, e un cocioc ceva și agață. Uite, de exemplu, partea asta, nu știu dacă s-a agățat. Mamă, s-a agățat, vedeți? Ia uite, peluță de mari. S-a întâmplat ceva cu cârligele? Ați văzut? S-a agățat după, deci, cred că a fost ceva. Arată bine, e
ce trebuie. Deci mai e agățătură. Dacă dau apa mare, să nu se mai plimbe plutele, să stea gen cârligele pe substrat. Dar e un risc. Și la undița din stânga, de exemplu, am pierdut un cârlig. S-a rupt, dar s-a rupt exact de la nod. Deci nu e o problemă. Nu mi s-a rupt toată montura, s-a rupt doar un singur cârlig. A rămas agățat acolo. Cele mai multe prezentări le-am avut cu cârligele să stea deasupra substratului. Uite, de exemplu, aici, hai, te vezi, mă păcălește, dar eu trebuie să țin apa mai mare, deoarece nu-mi dau seama când trage foarte bine, că, na, decât dacă se duce pluta jumate în apă sau, adică eu vreau să vă și explic ca să înțelegeți unele chestii, că poate unii dintre voi, cei care, uite, de exemplu, la asta, s-ar părea că, uite, frate, iar s-a agățat, ia, uite, na, vedeți? Uite, aici agățătura, hai că a scăpat. Păi, atunci o dau mai încoace, că acolo agață. Nici chiar așa, uite, bate vântul și eu dau într-un loc, a, așa, gata, nu mai dau acolo, că acolo agață. Ați văzut? Iar s-a agățat. Asta încerc să explic pentru cei care doresc să știe niște informații în plus, că așa e frumos. N-am ce să fac, cât bate vântul, trebuie să o las așa un pic cu cârligele pe substrat, deoarece nu mai o plimbă vântul, că altfel o plimbă vântul. Dacă nu bătea, uite, mi se pare că e și la ea, la cea din dreapta, nu știu dacă se vede pluta roșie, da, uite, e la ea, uite, uite, ați văzut? Haide, oi, că l-am luat și e frumos. Vedeți? Mă păcălește rău de tot. Eu care sunt un dițar din tată în fiu. Hai că lui tata nu i-a plăcut să pescuiască, doar că îmi place mie. Așa că vorba vine, dar după cum vedeți, șobolanul e frumos. Am luat un șobolan frumos. Hai că e ce trebuie. Mi-a stricat carcalacul, dar facem altul. De fapt, râma o las și schimb, uite, ce-i face la plută cealaltă. Nu știu dacă se vede, mă scuzați dacă mai am pământ sub unghii și alea, că eu am venit curat, dar nu am unghiile nici foarte mari, hai că aici e bine. Doar că de la râme și de la pământ, na, așa e, te murdărești, te duci la pește, gen tai lemne și vrei să nu te murdărești. Ia să vedem, e ceva aici, că uite, m-am păcălit, na, nu e. Arată bine și montura. Ei, așa să tot stai pe baltă, să nu bată vântul foarte tare. E chestia că în perioada aceasta ne bucurăm și noi exact de ce avem. Deci vrem să venim la pește, suportăm. Că mănâncă peștele mai greu, că bate vântul, că e frig afară, că e iarba umedă dimineața. Asta e, frate, știi care e treaba? Dacă vrei să și îți place un lucru, îl faci și taci. Mamă, ce-am zis-o pe poezie, ia, uite, aoleu, nu știu dacă ați văzut ce frumos a tresărit. Păi nu-l prind eu acum, fiți atenți că s-a lăsat vântul. Să nu exagerez, a dat drumul la muzică băiatul ăla, hai că-i treabă bună. Și e joia azi. Bă, dacă vii la pește, vino, frate, să fie liniște, să te bucuri. Dacă îți faci un grătar, du-te, frate, la pădure sau în altă parte. Nu veni pe baltă să deranjezi fel și fel de pescari care vor să vină la liniște. Te relaxezi totuși după o zi de muncă, după o săptămână de muncă, după zăpăceală, după fel și fel de stres și greutăți din viață. Omul, când vine să liniștească, clar. Ia auziți, se aude lumea din partea aia. Uite. Ați văzut? Mamă, cum l-am ginit. Băi, nu-mi vine să cred. Deci dacă știți cum am văzut că s-a mișcat direct. Hai, vină încoace. Haide, nu-l lansete, lasă-le că poate prindem un crap cu alea. Așteptăm crapul la alea, dar nu prea se mișcă situația. Adică, na, ce să facem? Iapa încă rece? Crap e, dar... Adică pește e în baltă, dar trebuie să îl prindem dacă ne descurcăm. Deocamdată nu prea vrea el să mănânce cum trebuie, că e perioada așa cum e. Mi-ai stricat aici combinațiile sau? Hai că e ce trebuie. Hai că îl mai las o tură, da, mai merge. Mai luăm un pește cu el. Hai păsărăcie. Facem păsărăcie aici. Ei, avem nevoie de degorjor în caz că un pește... Asta e un caras frumos.
L-am adus mai greu la mal, adică mai greu. L-am scos cu miciogul, pentru că, ia uite, unde s-a dus cărligul. L-am scos cu miciogul să nu cumva să... Așa, îl scăpam, da, e foarte greu, adică pentru firul acesta. Ce ține firul ăsta? 2 kg jumate. Stai. Gata. E, vedeți? Un degorjor. Cât ajută? De vreo 2 ori am fost și nu l-am avut cu mine. Pentru că nu ești pescar adevărat când nu uiți ceva. Ce-i drept. Bun. Destul de frumușel cărășelul. E ce trebuie. Îl adăugăm aici în lista noastră. Am un citurație are. Nu am fost pe fază, dar după cum se vede, cred că am luat primul ciortănaș pe anul acesta, pe balta aceasta, a tras binișor și văd că trage frumușel. Am pus un pop-up, l-am echilibrat, am mai mușcat din el. Da, e un ciortănaș, că se vede că trage mai frumos. Ia uite-l, e mai vioi, pentru că am folosit niște cărlige mai măricele de 10 și deci își fac treaba bătrânele mele. Hai că ele sunt bătrâne. Îmi place să le spun bătrâne. Când vine aici la mal, trebuie să am grijă. Am niște așa. Am aici niște mulinete finuțe. Ca să fiu sincer, sunt no name. Nu vreau să pierd niciodată vreo captură și tocmai de aceea vreau să-l obosesc ca lume. Da, da, da. Trage frumușel. E din Frumoșani, că e frumos. Hai că e frumos. Mamă, ia uite ce smucește, bă, ia, haide! Mamă! Ia uite, bă! Hai că e rău! Uite-l! Te așteptam, nebune! Hai că l-am luat! Uite-l! Păi, vii și la mine sau nu vii? Ăla e! Așa, mă, băieți, mă! Bate și vântul foarte tare! Ăla e. Ușurea, nu așa. Bun, la 2 kg. 2 kg jumate, ca chiar. Hai că e ce trebuie. De ce? Las văzut, mă, ce face roșcata mea. Ia uite, mă, roșia mea, mă. Bătrâna mea, mă. Hai că are 2 kg. E ce trebuie. Ia uitați. Am ciumpăvit un pop-up care era destul de măricel. Se vede și înțepătura? Deci, e ce trebuie. O montură făcută mișto. Să vedeți ce am făcut la pop-up ăsta. Fiți atenți, ia uitați. Ca să mai existe alte vorbe. Bă, aoleu, că fără, dacă nu-i pop-up nou și să fie uns, să nu știu ce, nu merge. Nu. Am mușcat din el, o să vin eu să pescuesc cu bucată din papuc, să vedeți ce treabă fac. Ok, da? Și cărligul e foarte ok. N-am așteptat eu, da, n-am așteptat degeaba. Chiar am vrut și am poftă de un ciortănaș. O, e frumos, mă! E frumos, mă! E cocoșat, e cocoșanel, e cam treabă bună. Unde e unul, mai sunt și alții. Îi așteptăm și îi vedem noi. Fugi la reveneal. Încă un băiat. Hai că ăsta vrea să rupă undița. Băi, bate vântul tare, fraților. Nu mai pot să țin camera. Fiți atenți manevră ce fac eu acum. Să nu mai scap, că am scăpat vreo 3. Știi cum se zice? Băi, nu te juca cu ei că îi scapi. Dar eu m-am jucat și a scăpat. Și nu vreau să-i mai scapi. Ia uite, haide. Păi de ce să nu profit dacă am
Da, știți cum e omul. Hai, lasă că-l scot și pe ăsta, după aia lasă că-l scot și pe ăsta și până la urmă o să scape dacă ne tot jucăm. Dar așa, tot ce am prins sunt ai noștri, mici, mari. Sunt, mamă, nu fi nervos, nu fi nervos. Ușor, ușor, mă, de înțeapă și el că are putere. I-a plăcut râma. Preferă râma și virmușul. A început un vânt, de nu mai pot să filmez cu camera să vă pun driluri, deoarece bate vântul rău de tot. Hai, Telma. Hai să activăm minciogul. Hai că e ce trebuie. Nașpa cu vântul, dar n-avem ce să facem. Hai că ăsta e frumușel. Hai. Așa că dacă avem scule, de ce să nu le folosim? Că putem pierde peștișori importanței. Că sunt mici, că sunt mari, intră la numărătoare acolo. Ați văzut că sunt unii pe grupuri care... Aoleu, am prins 5 carași și le-am dat drumul că erau prea mici. A, fiecare cu combinația lui. Eu cu combinația mea. Ia să vedem ce avem aici. Un Mr. Caras. Ăsta e Caras. Care a venit cu vântul. Uite, mă, ce bate vântul. Nici nu știu dacă se înțelege bine aici pe camera asta. Asta e. Poate se mai liniștește puțin. Ia să vedem aici ce trebuie. Facem din nou. Bine că am repejor. Mamă, ce frumos a tras. Aveți că e frumos carasul. Ia să vezi ce frumos e. Am vrut carasul frumos. Mamă, ce sălbatic e, haide. E frumușel. Da. Eu care așteptam să tragă un ciortan, a venit un caras. La un pop-up măricel. Frumos carasul ăsta. Destul de mare, ia uite. L-a păcălit pe pop-up, hă? Ia uite. Parcă nu-i rău. Caras frumosel. Nu a fost iertat. Dacă a venit acolo, eu aștept un ciortănaș. O montură cât se poate de perfectă. Cât se poate de perfect. Și cu varnișul ăsta aici, unii, foarte puțini, că domne, varnișul n-are ce căuta acolo, e de ghidaj. Și credeți-mă că are ce căuta acolo, credeți-mă. Acum fiecare face cum vrea. Frumos carasul, un carasel ideal. Adăugăm aici la countdown, la numărătoare. Bă, ce urât e pe vremea asta, bă. Vedeți, nu știu dacă se aude bine. Nu cred că se aude, că bate vântul fix în telefonul meu. Ca să înțelegeți. Stai așa. Stai ușor. Din păcate bate vântul chiar în față. Probabil o grămadă de mișcări am pierdut ale plutei, deoarece vântul ăsta, aoleu, îmi strică orice combinație și mi-a spart combinația cu ziua, dar asta e, o trage și noi ușor. Trebuie să fii foarte atent când bate vântul, bate și soarele. Bine, e chestia că mi-am ales eu locul, dar asta nu schimbă, nu știu dacă se aude bine, cred că dacă pun mâna așa se aude mai ok. În rest, bate vântul foarte tare, ia uitați cum fac undițele. Joaca asta e sârba. Haide! Și ce frumos era de dimineață, ia uite. Mai tare, nu știu dacă mă mai auzi. Nu știu cât de bine se aude, de-aia nu filmez tot timpul. Ia să vedem iar. No. Deci uite, mă păcălește. Nu pot să-mi dau seama. Perfect. Și trebuie să fac mai multe lanseuri.
Ați văzut, am luat și câte doi. E chestia urâtă că dacă nu sunt atent, deja când îl scot, observ că e viermușul mușcat, râma sunt trase, pentru că nu apuc să văd trăsătura perfectă. M-a zăpăcit vântul. Sincer, am încercat să mă duc cu mașina în față, înspre administrație, încolo, să văd, poate găsesc un loc. Na, și dacă mă duc pe partea aia, sunt câteva locuri unde nu bate vântul, acolo. Ce să mă mai mut acum? Aici stau și mai cât mai e ceasul? 3:39. O oră jumate, două, cât mai stau, ce să mă mai mut acum? Am nădit locul, e pește aici strâns o grămadă. E chestia că trebuie să fiu eu foarte atent pe trăsături. Ok, e ora 3:16. Băi, fraților, deci atât de nasol e când pescuiești pe vânt. Și culmea, vântul în față. Deci dacă vorbesc la... Ia să vedem că parcă trage la asta. Na. Dacă vorbesc la GoPro, abia se aude. E foarte, foarte iurea. Deci a bătut vântul din partea aia, după aia a luat-o așa ușor. Dar după cum observați, bate chiar în față. E greu să deosebești când trage de valuri. Ia uite. Vedeți? Cum e pluta. Ați văzut la început ce frumos se vedea. Am una acolo și una aici. Bineînțeles că îți dai seama, dar de multe ori o țăcăne foarte, foarte ușor și trebuie să fii foarte atent. Colac peste pupăză bate și soarele și te obosește la ochi. N-am luat ochelari, că am o pereche de ochelari de la Fox, șmecheri. Și după cum observați, trebuia să-mi iau ochelarii pentru că mă apăra de soare, adică era altfel. Dar așa trebuie să stau cu soarele în față. Nu e nicio problemă, suntem pescari, trebuie să ne obișnuim cu orice tip de pescuit, pe orice sezon, să zic așa, și pe orice anotimp. Ia să vedem. Ia uite, așa a sărit. Mamă, ce a sărit acolo. A sărit pește frumos. Oricum, ia uite, și acolo, nu știu dacă s-a văzut chiar acum. Peștele sare. Ia uite-l. De data asta l-am luat. Ai, că e ce trebuie. Cu o mână țin camera și cu o mână l-am luat pe garoi. Ia să vedem. Hei, doi, frate! Nu e adevărat! Doi! Cercei! Oh my god! Îi scap dacă încerc să-i trag, pentru că... Sau mie să nu se rupă firul. Băi, nu-mi vine să cred. Ia stați o secundă. Băi, nu se poate. Oh my god! E tare! Ia să vedem dacă îi mai aduc eu la mal. De fapt, știți cum fac? O să-i pun aici, uite așa, să țin eu camera. Așa, să vedem dacă mai sunt acolo, dar cred că sunt. Ia. Doi, mă? Da, frate. Băi, ești nebun. Mamă, în direct, așa. Haide să vă arăt. Băi, nu... Nu se poate. Ia să o las ușor așa. În direct 2. Câtă baftă. Și în direct așa. Se vede unul aici și unul aici. Hai că n-am cu o mână cum să-i desfac. Ia uite. A? Ce tare. Câte două bucăți. Pauzele sunt destul de micuțe când nu trage peștele, să zic așa, de 7-8-10 minute. Mă refer la undiță, că la lansete pauza e destul de mare. O singură dată am mai tras, deci am avut două trăsături false. A tras ceva, odată am pierdut pop-up-ul și l-am scăpat și odată l-am luat, ați văzut. Și odată am luat cărasul, atât. Deci aici când trage... Nu sunt pitic, nu nimic. Nu i-am văzut nasul. De fapt, pe balta asta boteniu nu am prins niciodată sunt pitic anul acesta. Știu că s-a rărit. Bun. Asta e, că bate vântul, că nu bate, văd că prindem. Totul e să fii prezent pe baltă. Asta e cea mai bună lecție de pescuit. Tu te, frate, și vezi, te chinui, nu te chinui, prinzi pește. Băi, de brotherii mei, ia uite ce e aici. Ești nebun. Ce-i ăsta, porcușor de ăla sau cum îi spun?
Ia ce urât e. Ce e salamandra asta? Cu vid. Păi ești nebun, ce pește asta? Mi se pare că știam. Porcușor. Bă, dar urât e. Mam. Ia uite ce s-a umflat. Urât e, ești nebun. Mam. Ia uite, are limbă, ești nebun, are... Are limbă ca șupârla. Ia uite ce urât e aici. Ah. Ce urât poate să fie aici, nebun? Ia uite-l. Are și el viață. Uite, e plin de carne. Haide! Eu, s-a lipit. S-a lipit de degete, ești nebun. Am încercat să-l arunc. Ce ciudat. Gata, fraților. Ajunge pe ziua de azi. M-am dat la verde ca și buburzat din spate. Îmi ajunge. Ce nu mi-a plăcut la partida de astăzi? Că a bătut vântul. E ceva pe care nu-l putem controla nici eu, nici administratorul, nici președintele țării, decât Dumnezeu. Și 22 aprilie 17:35, cred că se poate observa, m-a zăpăcit vântul. Dar să știți că am avut și prezentări frumoase. Am strâns lansetele, mai am doar undițele. Nu o să-i mai pun pe salteaua de primire ca să vi arăt. O să-i las direct în juvelnic, îi cântărim și cât are sacul? Mi se pare că 2 kg și... O să îi pun eu separat, după care cântărim, deci o să-i pun într-o pungă, pentru că îi iau, da, doar nu fac catch and release, îi iau, îi cântăresc, îi pun într-un sac și îi cântărim doar cu sacul acela, ca să vedem cât am prins. Ok, am luat un sacotei, fac încheierea acum, nu știu cât de bine o să se audă, că bate vântul cu această cameră, dar toți peștii îi voi pune aici, ca să-i putem cântări, ca să văd câte kilograme am luat în total, pentru că vă dați seama, dacă îi cântăresc cu sacul acesta, nu o să mai fie mare greutate să spui că juvelnicul are și el 3-4 kg. Se mai văd plutele astea, mă? Mai e ceva aici, agățat? E agățat, ești nebun! Oh my god! Și era o râmă sclifosită, deci nu-mi place că a bătut vântul, îl adau și pe ăsta la... Și cu asta, pe asta, nu mai bag undițele în apă. Vedeți la ce râmă? Mai simandicoasă așa, deci era o panoramă, dar na, dacă am nădit, a venit o grămadă de pește. Ok, hai să pun asta aici, hai să o scot și pe cealaltă, să știu că, da, în asta nu mai e nimic, să fie treaba, treabă. Gata, mai mănâncă și morți, cum se zice. Hai că morți! Plecăm acasă curați, am venit cu găleata plină cu ce trebuie, cu mehlem. Mehlem? Oh my god, ce nebun sunt. Mi-am făcut treaba, îmi pare foarte rău că a bătut vântul, dar nu e un lucru pe care îl pot controla. Să vedem ce avem aici. Crăpceanu. Opa, hai. Bate vântul și mai tare. Mamă. Nu pot să îl iau că mi-este peste mână. Ok. O să-i pun aici. A mai venit și patronul, administratorul. I-a mai cântărit, i-a filmat un pic ca să vadă fiecare ce a prins. Să vede ce am prins, ok? Bun. Ha, să terminăm și să-i vărs aici pe toți. Nu-i mai întind pe jos, da? Că sunt peștii mei, dar totuși nu-i mai arunc pe jos. Și nu am luat nici cătița, ca să-i pun în cătiță. Oricum îi pun în asta. Ia să vedem. Ca la bunica acasă. Hai că e ce trebuie. Și aici îi cântăresc solo percuția. Ia să vedem. Mai e ceva? Ia. A, mai e vreo unul? Nu, da. Ăștia au fost toți. Și ia uitați ce a produs băiatul azi. Oh my god.
Ce am produs eu astăzi? După cum se vede, un sac de pește. Hai că e ce trebuie. Nu e rău, nu e rău deloc. Foarte frumos. Hai să-l și cântărim. Cântarule, unde ești, mă? Uite-l aici. Ia să vedem. Ok. E pe kilograme. Zero, dacă trag un pic, își face treaba. Cel mai bine să-i cântăresc așa. Cred că ține asta, da? Se vede? Ia să văd. E zero, da? Haide! Ma! Ce să ține asta? Știți cum fac? Îl fac eu așa, ia. Să-i agăs mai de aici. Uite așa. S-a rupt, na, cantitate mai mare. Hai că așa e ce trebuie. Dar sper să și stea. Hai, mă. Ia să vedem. Gata? Uite. E zero, da? Oh my god. kilograme 200. Ia uite. 12 kg 200. Mai încercăm o dată, ok? E zero, da? Uite. Da? Haide. Hai că se oprește el automat, gata. Când se aprinde LED-ul ăsta, se oprește automat. 12 200. E bine. E ce trebuie. Numai pește frumos, numai caras de Doamne ajută. Și un crab frumos. Carașei mai mici, mai mari, mie îmi plac. Eu sunt, ca să zic așa, un fel de cormoran, îmi plac foarte mulți. Uite și ăsta e mare și frumos. Îmi plac foarte mult carașii. Dar nici de crap nu fac. Tocmai bine pentru Sfânta Marie acum. Ca să zic așa, m-am pus bine. Am pește. Am ce trebuie. Ok, haideți. Ajunge. Îi băgăm în mașină. Ok, ați văzut, 12 kg 200. Am achitat în plus cât era nevoie, pentru că o să mai vină neamuri pe la mine și vreau să se sature toată lumea. De-aia am oprit atât, că în general eliberez numai decât 4-5 kg, gen, ca să fie bine. Îl am aici, l-am cântărit cu acest sac, ați văzut mai devreme, pentru că nu are nici 20 de grame acest sac și, după cum ați văzut, a mers iar foarte bine. Cât are acel crab? Chiar sunt și eu curios. Am luat capul de mincioc. Ia uitați. Ce să, care 5 grame, da? Vedeți că e de aluminiu. Deci nu are cum să fie foarte greu. Ok. Hai să pun eu doar crapul aici. Ca să nu mai zică lumea, bă, că avea 100 de grame, că avea 200 de grame. Hai să vedem cât are. Are 2 kg, 1 kg jumate, 1 kg 300, să vedem cât are. Ok? Ia, uite-l aici. Stai așa să ridic eu ăsta. Gata, da? Uite. Ia să văd cât are. 1900. Vedeți? Deci 1 kg 900 are. Da, am zis eu, cam 2 kg. Ați văzut că pe la început ziceam 2 kg jumate. Nu. 1 kg 900. Adică 2 kg, ce să mai la dea la vale. Oricum frumușel. O să dea bine pe grătar, vă garantez.
Și cu asta încheiem această zi frumoasă de primăvară, de 22 aprilie, în care am pescuit și mi-a plăcut foarte mult această zi, dar mai puțin mi-a plăcut că a bătut vântul și uitați-vă că nici acum nu s-a liniștit. Probabil vi se pare că bate puțin și adie încet. Chiar nu e așa, vă rog să mă credeți. Bate vântul foarte tare și uitați-vă și voi cum bate exact cum aruncam eu. Eu aruncam cu direcția înainte, uitați-vă și voi și îmi bate vântul. De fapt, acum s-a mutat un pic dinspre stânga mea, dar a bătut întotdeauna din stânga. Ok, cu voi a fost Fish Hacker. Nu uitați, pe Facebook, Academia Tinerilor Pescari, grupul administrat de mine. Cu buburoza pe spate o să îmi iau la revedere. După cum se observă, și locul ăsta e foarte frumos. Da, eu m-am pus pe locul celălalt, dar se pare că și ăsta e destul de frumos. Da, e ok. O să mai încercăm. Cel mai ok ar fi fost de pe partea cealaltă, dar dacă bate vântul din direcția stânga, îmi ducea plutele înspre dreapta. Dacă mă mutam pe partea cealaltă, după cum observați, îmi ducea plutele în partea stângă dacă stăteam acolo. Dacă stau aici, mi le duce în partea dreaptă. Oricum, o zi în care bate vântul nu e o zi de care avem nevoie. Ce avion avem noi acolo? Ia să vedem zoom-ul nostru perfect. Ăsta mi se pare că e de ăla de... Mamă, ce rapid e! Dar nu la fel de rapid ca și camera mea. Știți că m-ați întrebat toți. Ce cameră folosești? Sony AX33, o cameră foarte bună, bateria ține foarte mult. Cu voi a fost Fish Hacker, ne vedem în Fish Vlogul următor.